Cianul supranumit Jetman, al cărui costum înaripat l-a purtat în cele mai uimitoare locuri din lume, a mai adăugat un zbor spectaculos la deja impresionantul său palmares. Purtând un dispozitiv greu de 60 de kilograme în spate, fostul pilot a încercuit cel mai înalt vârf muntos din Japonia de 9 ori într-o săptămână. Fiecare zbor deasupra muntelui Fuji a durat aproximativ 10 minute, după care Yves Rossi s-a parașutat înapoi pe pământ de la 800 de metri altitudine. Performanțele elvețianului în vârstă de 54 de ani mai includ, printre altele, traversarea în zbor a canalului Mânecii și a Marelui Canion.